seara, stimați telespectatori giurgiuveni. Permiteți-ne să derulăm niște povestioare istorice, ca și data trecută, în următoarele circa 50 de minute, găzduiți de televiziunea Giurgiu, despre povestioare istorice și adevărate, despre niște personaje care, după părerea mea, țin de tradiția, cultura și bogăția spirituală a poporului român. Este vorba despre dinastia Asăneștilor. Întâmplarea face că noi aici la Giurgiu suntem și foarte aproape de localitatea Târnava sau Târnova. Ea Târnava s-a numit, făcută de români. Actualmente orașul Veliko Târnovo pe teritoriul statului vecin și prieten Bulgaria. Întâmplarea face că foarte mulți dintre noi au ajuns pe la Târnovo la sfârșit de săptămână în drumurile lor către sud și aproape că ne scapă, aproape că nu observăm faptul că trecem, vedem și călcăm pe niște locuri foarte apropiate de Giurgiu, extrem de importante pentru întreaga spiritualitate, zic eu, românească. Primele două emisiuni care le-am făcut despre dinastia Asăneștilor, având la bază o carte absolut superbă, Asănești, istorie politică militară a statului dinastiei Asan, a istoricului Alexandru Magiaru, dar și alte surse, mă duc cu gândul că trebuie să continuăm. Ziceam că în seara aceasta să epuizăm cât de cât acest subiect, însă cu bunăvoința și răbdarea dumneavoastră, cred că în afară de o emisiune pe tema aceasta în această seară, ne mai rezervăm încă una. Data trecută vorbeam despre faptul că s-a întâmplat ca la anul 1185 trei frați numiți Petru, Ioan Asan și Ionita, Ionita este cel mic, să provoace o răscoală care s-a transformat rapid într-o revoltă împotriva Imperiului Bizantin, care a dus la formarea unui stat vlaho-bulgar. Primii doi frați deci s-au numit Petru și Asan. Povestioarele noastre au dus undeva spre sfârșitul domniei celor doi frați, între timp începuse și Cruciada a treia, care a fost în directă legătură întrucâtva și cu poporul român, pentru că am văzut din surse foarte clare că împăratul romano-german Frederic I-ul Barbarossa trece cu armatele sale și prin sud, vestul și sudul României de astăzi, în drumul său către Constantinopol. Să continuăm întrucâtva. Bizantinii încearcă să-și recucerească teritoriul dintre Balcani și Dunăre. Nu reușesc, la Târnovo se determină un stat care este cunoscut în istorie ca țaratul vlaho-bulgar. Și am mai evidențiat o chestiune foarte importantă, că toate cronicile vremii care sunt relativ numeroase și avem izvoare scrise numeroase despre această perioadă, vesticii numesc acest stat Vlahia, grecii și alți estici o numesc ba statul româno-bulgar, ba statul bulgar.
Ne oprisem undeva la sfârșitul domnii fraților Petru și Asan. Ioniță încă era mic, era foarte mic. Nu cred că a făcuse 18 ani, undeva pe la 1192. Sau era aproape de această vârstă. Între Imperiul Bizantin și statul româno-bulgar de la Târnovo, iată, avem aici și o hartă a acestui stat în perioada lui Ioniță. E destul de substanțial, după cum vedem, ca suprafață. Este suprafața în oranj. Vedem că și o parte din Oltenia face parte din acest stat, după părerea mea, și cam toată zona așa până pe la București, Ploiești, a făcut parte din acest stat. Deci, între Imperiul Bizantin și acest stat aproape a existat în continuu o relație de conflict armat, politic, etc. și chiar religios. Bizantinii n-au renunțat niciodată la ideea de a recuceri teritoriile pierdute. Și după cum vedem, cel puțin pe timpul Ioniță, despre care vom vorbi în următoarele minute, erau absolut foarte mari. Aproape toată peninsula balcanică era în mâna fraților Petru, Asan și Ioniță, după cum dumneavoastră vedeți și din această hartă. Forțele bizantine între 1192 și 1194 din Tracia nu mai puteau face față atacurilor lui Petru și Asan. Îi aduc pe doi generali bizantini. Unul se numește Alexios Gidos, era domesticos al Orientului, cum spuneau ei, adică un fel de guvernator militar al Orientului, plus Vasile Vatsates, domesticus al Occidentului. Amândoi au fost bătuți de vlahi în localitatea Arcadiopolis, înainte de a merge, de a ajunge în Constantinopol. Asan îi bate pe bizantini la Serai, în vara anului 1195, din provincia Macedonia, din Grecia actuală. Este vorba despre localitatea Sereș, când mergem pe drumul către de la Culata la Salonic, în concediile noastre prezente. Are a doua luptă loc lângă Sereș, unde generele împăratului este Isaac Comnenos. Acesta este capturat și dus la Târnov și întemnițat acolo. În timpul atacurilor din 1195 au fost capturate și un atelier monetar la Beroe și astfel la Târnov au fost produse primele monede bătute de către frații asănești. Beroe este orașul Stara Zagora de astăzi. În acea perioadă, în anul 1195, izbucnește o nouă revoltă între râurile Vardas și Struma, condusă de Dobromir Crisos, care este tot vlah de origine. Despre acest Dobromir Cris ar trebui să facem separat o emisiune. Sunt păreri că el ar fi cel care a făcut ori primul, ori al doilea stat român. Pentru că, mai mult ca sigur, după părerea mea, putem considera că primul stat românesc nu este cel de la Curtea de Argeș, ci avem două state făcute de români mai devreme. Este vorba de statul ăsta lui Dobromir Cris dintre Vardar și Strum, sau Strumi Strimos, cum zic grecii la râul, care coboară dinspre Sofia până aproape de Cavala și după cum
ne povestea cândva și doamna Iorica Ienachiuc, e posibil să avem un stat românesc și mai devreme, statul lui Vlad, care era tot undeva cu capitala între Giurgiu și Călăraș. Din ce a deșifrat dânsa din codexul Hurohonzi. Asan, al doilea frate, a sfârșit oarecum ciudat. Să vedem cum sfârșește. Sebastocratorul Isaac Comnenus este capturat la Serai în 1195, adică la Sereșul de astăzi. Este dus captiv la Târnovo. Este un undeva purtătorul spiritului grecesc, îl găsește pe un boier anume Ivanco, care îi promite de soție pe fiica sa. Iacă-tă. Isaac a încolțit ideea trădării care a rămas în capul acestui boier, Ivanco. După ce a pierdut șansa căsătoriei cu prințesa bizantină, acest boier Ivanco a început să-i facă avansuri la sora soției lui Asan. Asan l-a chemat la ordine, dar Ivanco, cu spada ascunsă sub veșminte, l-a omorât. Ivanco cheamă armata bizantină să cucerească capitala statului româno-bulgar de la Târnovo. Dar pe drum, în munți, bizantinii se întorc de frică să nu pățească o înfrângere ca cea pe care o pățiseră cu câțiva înainte în localitatea Triafna. Fratele mai mare, Petru, pleacă din Târnovo la Preslav. Îl gonește pe Ivanco din Târnovo și îl lasă pe fratele său mai mic, Ioniță, să gestioneze localitatea Târnovo. Petru, din păcate, este ucis și el în anul 1197 de cineva din anturajul său. Fiul lui Asan era minor, așa că Ioniță, fratele supraviețuitor, devine noul țar al românilor și bulgarilor. El va domni și va avea o domnie absolut senzațională. Este poveste, este subiect de filme, subiect de cărți, de orice, între 1197 și 1207. Noi, după cum vedeți, chiar numele său, Ioniță, eu n-am auzit un slav să se cheme Ioniță, sau vreun grec Ioniță, sau vreun turc. Bine că turcii nu apăruseră la vremea aceea în Balcani, au apărut mult mai târziu. Sau vreun rus să cheme Ioniță, este un nume de la Ionuț. Ionuț e nume românesc curat. Ce face Ioniț, care vine foarte tânăr pe tron? Începe o domnie absolut glorioasă. Între 1197 și 1207. În primul rând, încearcă să regleze conturile și cu Ivanco și cu bizantini. Acest Ivanco fuge la Constantinopol, unde este bine primit de greci. Normal că s-au bucurat grecii că doi dintre dușmanii lor de moarte, Petru și Asan, au săvârșit au terminat repede într-un fel cu lumea aceasta, fiind asasinați. Au săvârșit repede cu lumea aceasta. Nu s-a căsătorit așa cum îi promisese cândva Isaac Comnenos cu fata lui, ci cu văduva lui Isaac Comnenos, Teodora, care venea nepoata împăratului bizantin de la acea vreme. Ivanco este numit comandantul cetății Filipopolis, adică Plovdivul de astăzi, și s-a preocupat de sistemul de apărare din Rodopi. Acolo erau câteva cetăți foarte importante. Una dintre ele este Crițimos sau Cricina de astăzi, și a doua se numea Stenimahos,
Stenimachus o să mai apară. Este vorba despre actualmente Asenovgrad, un oraș la sud de Plovdiv în masivul Rodopi. În 1198 acest Ivanco îl trădează pe împăratul Alexius al III al Bizanțului și încearcă să facă un stat româno-bulgar în Rodopi. Durează numai 2 ani. Ioniță devastează cetatea Constanția din Tracia. Este vorba despre actualul Simeonovgrad, lângă localitatea Haskovo. În anul 1201, Ioniță cucerește porturile de la Marea Neagră, Varna și Mesembria. Alături de țaratul lui Ioniță, Vlahobulgar, celălalt rege, dacă vreți, local, de origine română, Dionisos Cris, are cetățile Prosacos și Strumița. În vara lui 1202, Alexios al III-lea face pace cu Ioniță. În anul 1202, Ioniță era pe stare de pace cu bizantinii. El are timp în această perioadă ca să se întoarcă cu fața la un teritoriu românesc pe care, datorită situației conjuncturale, într-un fel îl neglijase întrucâtva. Este vorba de teritoriile dintre Vidin și Belgradul de astăzi, până la Brănicevo. Îl recucerește de la unguri. În anul 1198, Ioniță începe tratativele cu papa. Și aici vom vedea niște lucruri foarte interesante. În scrisoarea lui de la 1202, Ioniță îi cere papei acordarea unei corane, așa cum primiseră țarii Petru și Samuel. Întâi și întâi cer de la Biserica Romei, Maica noastră, coroana și cinstea ca un fiu iubit, după cum am avut și vechii noștri împărați. Unul a fost Petru, celălalt a fost Samuel și alții care i-au premers la tron, pe care am aflat scris despre aceștia în cărțile noastre sfinte. Deci Ioniță știa că ultimii patru țari ai primului țarat bulgar erau de origine vlah și că aceștia avuseseră relații bune cu episcopul de la Roma, cu papa. În scrisoarea din 8 septembrie 1203, Ioniță îi considera țara bulgarilor, dar și ai românilor, pe acești înaintași ai săi, fapt pe care istoricii bulgari moderni ezită să-i amintească. Iată ce spune el. Deci sunt hârtii rămase scrise. Imperatores bulgarum et blahorum, Simeon Petrus et Samuel. Pentru Ioniță, unirea cu Roma era un mijloc de a obține recunoașterea suveranității sale, a titlului imperial și un mod concret al coroanei, cu care să fie încoronat de către capul bisericii sale, arhiepiscopul Vasile. Între 1197 și 1199, Ioniță recucerește de la unguri teritoriile dintre cele două orașe romane, Singidunum, adică Belgradul de astăzi, și Bononia, adică Vidinul. Papa Inocențiu al III-lea, papa care se afla atunci instalat la Roma, poartă corespondență cu țarul românilor și bulgarilor pe care îl flatează, amintindu-i originea nobilă romană a sa și a poporului său, argument decisiv pentru convertire, pentru convertirea la catolicism. Ghilimele, iată ce spune papa. Noi, auzind că înaintașii tăi își trăgeau originea din nobilul neam al Romei
Și tu ai moștenit de la ei atât noblețea sângelui, cât și sentimentul devotamentului sincer pe care îl porți față de scaunul apostolic, așa zicând, cu drept de moștenire. Închei citatul. Deci ce spune Papa aici? Papa Inocențiu al III-lea? Papa spune foarte clar că Ioniță era român. Și dacă Papa spune treaba asta, că era cel mai informat om al omenirii la vremea aceea, cum sunt și la vremea aceasta, lucrurile cred că nu mai stau în discuții. În scrisoarea a doua, iată un citat din scrisoarea a doua, putată scrisă între Papă și Ioniță. Despre care se spune că se trage din nobila viță a romanilor și că descinde din sângele romanilor. Nu mai dau citire și traducerii latinești. Ioniță către Papa, în scrisoarea din 1202, spune următoarele. De aceea, noi cu mici, cu mare, ca fi buni, vă rugăm ca pe un bun părinte să faceți împăratului nostru ceea ce cere, că e vrenic, căci el și toată împărăția lui are bună voința, are bună voința față de Biserica Romei, ca niște moștenitori ce se trag din sânge roman. În scrisoarea din 1202, iată ce mai spune Ioniță. E vorba de o altă scrisoare, a patra scrisoare. Citez. Ne-a făcut să ne aducem aminte de sângele și de patria noastră din care ne tragem. Deci, Ioniță era conștient că el nu era slav, că el și neamul lui nu erau bulgari veniți după Volga, că ei erau români care erau înrudiți cu cei de la Roma. Mai avem aici un citat la pagina 118, permite să citim. Iată ce spune, înainte de a sosi de la Roma vestea încoronării, Papa scria într-un mesaj adresat la 29 octombrie 1204 mai multor ierarhi germani că, deci Papa le scria nemților. La vremea aceea, la 1204, toată Germania era catolică, pentru că nu începuse reforma Luther. El a început-o mult mai târziu, vreo 300 de ani mai târziu. Ce le scria Papa nemților? Citez. Aceia care mai înainte nu manifestau deloc sau aveau puțin respect și ascultare față de noi și scaunul apostolic, adică grecii, vlahii, bulgarii, armenii, acum prin grația lui Dumnezeu, s-au întors pe deplin la ascultarea față de noi și la devoțiunea față de scaunul apostolic. Așa. Noi avem un citat. În februarie 1204. Dar despre citatul ăsta o să facem un mic comentariu puțin mai încolo. Din 1204. Ce se întâmplă? Ioniță deci este încoronat și primește la anul 1204 de la papă coroana de rege, nu de împărat. Primul său slujitor religios, Vasile de la Târnovo, este săltat la rangul de nunțiu apostolic, de reprezentant, deci, al papei religios în zona Balcanilor. Însă în 1204 se întâmplă un fenomen care schimbă
sensul lucrurilor pentru multă vreme. Schimbă sensul istoriei și lasă urme foarte adânci care se păstrează și astăzi după circa 900 de ani. În anul 1204, la a patra cruciadă, cruciații nu se mai duc la Ierusalim să elibereze orașul sfânt din mâna musulmanilor, ci se opresc la Constantinopol, pe care îl pradă, îl fac teatru unor tâlhării și prăzăciuni foarte rar întâlnite în istorie. Se pare că și când au intrat turcii la 1453, conduși de Mahomed al II-lea în Constantinopol, nu a fost atâta dezastru cât au făcut cruciați, cât au făcut creștini împotriva creștinilor în anul 1204. Lucrurile într-un fel au fost pregătite. Spuneam eu într-o altă emisiune că în toamna lui 1203 Papa Inocențiu al III-lea cu mai mulți nobili vestici pun la cale cruciada a patra. Ce se întâmplă? Saladin cucerise orașul sfânt. Nu mai era Ierusalim în mâna creștinilor și asta era o mare pierdere pentru creștinătatea europeană. Și drept pentru care, ce domne, mai facem o cruciadă și ne recuperăm orașul sfânt. Însă cruciații cu papa au avut și o variantă B. Varianta B a fost scrisă într-un document care există. Documentul există și astăzi și se întâmplă, există bine pus undeva pe la Vatican și zic eu că din fericire el este și cunoscut. Se numește acest document Partiția Românie, adică împărțirea României. Sigur, nu trebuie să ne speriem că nu era vorba de România de astăzi, e ca în toată zona balcanică pe care Imperiul Bizantin o stăpânea, se numea România. Și de aici se naște o nouă temă de discuție. E bine că țara noastră se numește România sau e bine că, sau e rău că nu se numește Dacia sau Vlahia, etc. Asta e o altă temă de discuție. Cert este că în acel document semnat între papă și Bonifacio de Montferrat, care era comandantul normanzilor din sudul Italiei, era marchis, Bonifacio de Montferrat, niște duși de Flandra, printre care Balduin de Flandra, cu fratele său, Henri Antiu de Hainaut, mareșalul Geoffroy de Vieux-Ordain, contele lui de Blois, cavalerul de Coligny, sunt mai mulți, sunt o echipă întreagă. Se scrie un document numit Partiția Romanii, și dogele Veneției, Enrico Dandalo. Dacă mergeți la Veneția și vedeți cât de frumoasă și maestoasă e Veneția și ce canale are și ce palate, și tot trebuie fără să le, Doamne, cum au putut să facă ăștia astea? Uite că le-au făcut și le-au făcut într-un fel și cu ce au jefuit pe aici, pe la noi, și au furat. Deci Enrico Dandalo semnează și el hârtie. Ce se întâmplă? Ei fac o hârtie numită Partiția Romanie, prin care recunosc cu vreo 7-8 luni înainte să întâmple evenimentul, că în momentul când vor cuceri Constantinopolul și vor pune la Constantinopol, în loc de patriarh ortodox, un cardinal catolic, și că vor transforma toată zona în zona catolică, deci practic ortodoxia se desființa din Balcani, vor trece și la împărțirea teritoriilor. Și acolo au niște procente foarte frumoase. 3 optimi regele care va fi numit la Constantinopol, 5 optimi restul, din alea 5 optimi atât are mareșalul, atât are contele, atât are marchizul. Fac împărțirea foarte, foarte exactă. Mergând până la insulele grecești, de când s-au împărțit insulele grecești, atunci mergând până la Peloponez, care pe vremea aceea se numea Moreia și mai avea o capitală numită Mistra. Deci există hârtie
Hârtie există, se numește Partiția Romanie. Ăștia intră în Constantinopol, îl cuceresc și se întâmplă să facă exact cum s-au înțeles. Numai că nu ajunge împărat al noului Bizanț, care nu mai era ortodox de data asta, era latin, adică virgulă catolic, Bonifacio de Montferrat, și ajunge Balduin de Flandra. Ăsta era noul împărat al Bizanțului. Grecii fug în Asia Mică și nu departe, la circa vreo 150-200 de kilometri, în localitatea Nicea, își organizează așa ad hoc un nou stat numit Imperiul de la Nicea ca să reziste, și chiar așa fac. 60-70 de ani, cu gândul că se vor întoarce înapoi la Constantinopol și vor relua orașul. Într-un fel, vedeți că e și expresia asta, își vor relua orașul, pentru că orașul n-a fost al grecilor, după părerea mea. Orașul este făcut de către împăratul Constantin, care nu a fost grec. De către împăratul Constantin, de legiunile sale, de către legionarii săi, de către administrația sa, iar știm că împăratul Constantin a fost dac. Deci un dac face o nouă capitală a lumii într-o provincie numită Tracia, care și acum tot Tracia se numește. Deci nu a fost al grecilor. Și într-un fel putem spune că dacă respectăm cine l-a făcut și unde s-a aflat, a fost al românilor, ca urmași direcției tracilor și dacilor. Dar cert este că atunci, la momentul acela 1204, grecii fug cu coada între picioare la Nicea, ăștia rămân la Constantinopol și se apucă de împărțirea teritoriilor. Însă ei n-au luat în calcul ce s-a întâmplat de la linia Balcanilor în sus. În scrisoarea, în hârtia pe care o făcuseră ei numită Partiția Romaniei, era și bucata asta de pământ pe acolo împărțită. Ba la un conte, ba la un duce, ba la... Ei n-au luat în calcul că acolo se afla un român apric, după părerea mea, acest Ioniță Caluian. Ioniță asistă la evenimente și chiar se bucură într-o primă perioadă, într-o primă fază, că grecii sunt alungați, dușmanii lui de moarte, sunt alungați. La un moment dat el și primește, aici fac o paranteză, titlul de omorâtorul de greci, de romei. Vedeți cum, și atunci ne-au furat numele, adică, ca să nu zică greșiți, tot să apare și ei continuatorii ai Romei, nu și-au zis omorâtorul de greci, de romei, ei nu s-au numit romani, n-au avut curajul niciodată să zică romani, dar și-au zis romei, și alții parcă au, pe timpurile astea, așa, un fel de rădăcină cu rom. Mergem mai departe. Deci Ionisa se bucură în prima fază. Se bucură și chiar le scrie o solie în martie 1204 la Crucia, vestindu-i că, citez, dacă vroiau să-l încoroneze ca rege, ca să fie domn al ținutului său, Vlahia, domne, ce vor din domn? De ținutul său Vlahia, nu e unde este Vlahia mai târziu al lui Matei, al lui Basarab I, de la nord de Dunăre, unde țara românească. Urmă teritoriul ăsta dintre Rodopi și Carpați. Va socoti că ținutul lui și regatul lui de la ei le primea și va veni în ajutorul lor să-i ajute să ia Constantinopolul împreună cu 100.000 de oșteni. Când baronii din Oaste au aflat ce le vestea Ioan Vlahul, adică Ioniță, au spus că vor chibzui, și după ce au chibzuit, proastă hotărâre au luat, că au răspuns că puțin le pasă lor de el, ori de ajutorul lui. Iar după ce a dat greș cu ei, atunci și-a cerut coroana de la Roma și papa i-a trimis un cardinal să-l încoroneze. Și așa a fost încoronat rege. Deci Ioniță în prima fază a vrut să colaboreze cu cruciații. Dar cruciații nu l-au băgat în seamă. A zis că este prea mic. În condițiile acestea, în anul 1205,
apar premizele unui conflict direct între cruciați și țarul român, țarul român de la Târnovo, Ioniță. Ioniță nu s-a aruncat cu capul în perete ca un berbec și el tot a încercat să facă pace cu ei. Cam pe spiritul nostru așa românesc. Iată ce face el în prima încercare. Îi scrie papei: vă scriu santității voastre și despre latinii care au intrat în Constantinopol, ca să le scrieți să stea departe de împărăția mea și să nu arate dispreț față de noi, pentru ca împărăția mea să nu le facă niciun rău. Dumne, de ce spunea asta? Românul ăsta din Târnovo îi spunea lui papa ca floarea cea vestită a apusului să stea cu minte că ar putea să le facă un rău. Să nu le facă niciun rău. El n-a vrut să nu le facă niciun rău. Dacă ei ar începe ceva contra împărăției mele, ne vor disprețui, ori va fi ucis cineva, să nu bănuiască sanctitatea voastră, adică papa, împărăția mea, ci să fiu liber de păcat. Iată ce spune Ioniță. Din păcate, încrezuții de latini nu au vrut să-l bage în seamă pe Ioniță. Și rău a făcut. Pentru că începând cu anul 1205, deci numai un an de zile, s-au bucurat de victoria de la Constantinopol, că au luat cu aia. După aia vor urma niște zeci de ani de chin pentru ei și vor cunoaște în mod direct duritatea trupelor lui Ioniță și mai târziu ale lui Asan al II-lea, româno majoritare și împărate pe aici pe acolo cu un pic de bulgari și cu mari și niței greci. Ce se întâmplă? Are loc la 13 aprilie 1205 o bătălie absolut epocală după părerea mea, care trebuie pusă alături de Cărugăreni, de Vaslui, de Mărești, Mărășini și lângă marile bătălii ale românilor. Mai mult ca sigur acolo au participat și români care erau la nord de Dunăre. Poate că au participat, nu că poate, și sigur români care trăiau pe aici prin județul Blașca. Dar din păcate noi vorbim foarte puțin despre acest lucru, sau am vorbit foarte puțin și ușor, ușor, singurei, de la unul, de la altul, de la o informație, de la mers cu pasul, de la văzut cu ochiul, încercăm să ne facem singuri niște păreri și să spunem și noi mai departe despre ce e vorba. Așa cum credem noi. Ce se întâmplă? Rămăsese localitatea Adrianopol cu populație într-un fel majoritar bizantină după momentul 1204. Adrianopolul a căzut pe partea venețienilor, adică după ce s-a cucerit Constantinopol, la împărțirea care a făcut ei, Adrianopolul a căzut la venețieni, adică la venețienii conduși de dogele Enrico Dandalo. Venețienii i-au cam oprimat pe greci, pe bizantinii din Adrianopol. Ăștia, bizantinii, cer ajutorul lui Ioniță. Că o duc rău de tot, o duc greu cu cruciații pe capul lor, cea dintre cruciați cu Veneție. Ăștia află, venețienii, că locuitorii din Adrianopol cer ajutorul lui Ioniță. Când au aflat de această cerere, cruciații de frică s-au retras din Adrianopole la Constantinopol.
Mulți dintre dumneavoastră, dintre giurgiuveni, ați făcut drumul de la Adrianopole la Constantinopol, sunt vreo 200 și de kilometri. 225 de kilometri, parcă. Adrianopole, adică Edirne de astăzi. Deci când intrați în Turcia, la Edirne. Acolo e Adrianopole. La 25 martie, armata condusă de împăratul Balduin, I de Flandra, pleacă din Constantinopol pentru a-l recuceri, iată, pe orașul Adrianopol. Printre comandanții săi se află dogele Veneției, Enrico Dandalo, contele lui de Blois, mareșalul francez Geoffroy de Vieux-Ordean. La 21 martie, cruciații au început asediul Adrianopolului, inclusiv cu mașini de luptă. Au încercat chiar să apare un șaspă sub zidurile orașului. Încercare nereușită. Ionița s-a ținut de cuvânt și a plecat cu oastea sa, formată din români, bulgari și cumani, să salveze orașul de mâna catolicilor cruciați. Grosul armatei lui Ionița a ocupat poziție pe o colină la circa 20 de kilometri de Adrianopol. A trimis un cor de cumani să vadă teritoriul în recunoaștere, în prima zi, pe 13. Pe 14, o nouă încercare a cumanilor conduși de unul Coja a ajuns până aproape de tabăra cruciaților. Încrezători în puterea lor, cavalerii apuseni în frunte cu însuși împăratul lor Balduin au plecat în ofensivă contra cumanilor circa 8 km. Cumanii i-au atras într-o ambuscadă folosind obișnuita tactică a retragerii simulate. Ajunși deja obosiți după 8 km de alergat caii la locul confruntării, cruciații și caii lor, greu echipați, au fost copleșiți de numărul mare de atacatori, astfel încât avantajul oferit de armuri a fost pierdut. Căzuți la pământ, cavalerii apuseni au fost masacrați. Lui de Blois și alți nobili de seamă au fost uciși, iar împăratul a fost luat prizonier. Avem regia cu o fotografie cu împăratul Balduin luat prizonier de Ioniță. În acest timp, la comanda taberei rămăsese Geoffroy de Vieux-Ordean. El a reușit să respingă următorul atac asupra taberei al românilor și a organizat retragerea de pe câmpul de luptă spre Constantinopol. Rămășițele armatei latinilor au fost urmărite de Ioniță până la localitatea Cariopolis. Este actualmente localitatea Hairabolu. Dacă ne uităm pe hartă la acest Hairabolu, vedem că este foarte, foarte aproape de Constantinopol, de Istanbulul de astăzi. Desfășurarea bătăliei este făcută și comentată și de Nicheta Sconiates, iată Georgios Acropolites, Geoffroy de Vieux-Ordean, cronicile din Franța, cronica lui Bernard Trezorierul. Există o variantă diferită, transmisă în toate cele patru versiuni ale cronicii Moreia, adică ale Peloponezului, cu capitala la Mistra, în care Ioniță, numit regele Vlahiei, în Vlahia în versiune greacă, Blachi în franceză, Blachia în aragoneză și Valahia în italiană, trimite un detașament de 500 de vlahi pentru a-i atrage în ambuscadă pe cavalerii flamani și franci. Adică, în această cronică din Moreia se spune că nu cumanii iau. Deci, parte din armata lui Ioniță, detașamentul cumanilor, i-ar fi atras pe cavalerii în ambuscadă, ci chiar 500 de vlahi trimiși de Ioniță ca să-i atragă pe ăștia la 8 km distanță în ambuscadă. În faza a doua, împăratul Ioniță a vrut să ia în stăpânire orașul adrianopolitanilor, însă aceștia s-au împotrivit. A văzut Ioniță că dacă stai cu grecii nu prea să-l țin de cuvânt, ei l-au chemat în ajutor, el i-a salvat de cruciați, de catolici, că treceau prin sabie pe toți și când s-a intre și el în oraș nu l-au primit. I-a lăsat în pace. Marea victorie a lui Ioniță, dar i-a ținut minte, a fost zdrobirea armatei Imperiului Latin. Capturarea lui Balduin a fost trofeul suprem la care poate Ioniță al nostru nici nu spera, dar a avut-o.
El a avut captiv la curtea sa un împărat și l-a ținut în lanțul vreo 3 ani de zile până ce se pare că a murit sau l-a omorât. Ce se întâmplă? După victoria de la Adrianopol, Ioniță devastează Tracia și Macedonia, de supărare într-un fel, că grecii nu s-au ținut de cuvânt în momentul când l-au chemat în ajutor. Într-un fel, el se considera urmașul primului țarat bulgar. Primului țarat bulgar, care el însuși spune că ultimii 4 țari erau cam români. Deci ca formă statală, acesta ar trebui să fie Ioniță. Dar nu prea e bună imagine. Ultimii 4 țari ar fi trebuit să fie români. Și, deci faptul că el a intrat cu trupele în Tracia, că a intrat în Macedonia, pentru el era o treabă normală, pentru că își recupera teritoriile pe care le-au avut înaintașii săi. Începe și o ofensivă contra regatului de Tesalonic, care ca și zi este datată 29 mai 1205. Scopul campaniei era să scoată regatul de sub dominația lui Bonifaciu de Montferrat, de sub dominația latină a acestui Bonifaciu, care de origine el era un normand ajuns în sudul Italiei, unde la vremea aceea normanzii făcuseră un stat catolic. Câteva evenimente. Distruge Ioniță garnizoarea din Sereș, comandată de Iuc de Coligny. A căzut acolo și moare în luptă acest Iuc de Coligny, francezul ăsta. Supraviețuitorii au fost deportați în Valahia, pe linia Dunării, se spune. Adică pe aici, pe la noi. Și au fost deposedați de toate bunurile. La Veroia sau Veria de astăzi, la sud vezi de Salonicul de astăzi, este cucerită și Veroia și distrusă, iar supraviețuitorii de asemenea sunt duși la Dunăre. Trubadurul Rainbow de Vegliera, aflat în serviciul marchizului Bonifaciu de Montferrat, spune acestea: Ioniță cucerește și cetatea Moglena, situată lângă actuala localitatei Crisii din Macedonia grecească. Moglena se pare să aibă legătură cu zona Meglen, unde sunt românii megleni. Se zice că ar fi stat, există acolo document scris, că ar fi stat 100 de zile în cetatea de la Moglena Ioniță în perioada aceea. Atunci se întâmplă o revoltă la Salonic în perioada aceea, când un român în vara lui 1205 cucerește temporar Salonicul de la latini. Grecii îl numesc Etsuimenos, iar numele său adevărat ar fi fost Shishman, dar era român. Ioniță cucerește și Plovdivul de astăzi, vechiul Filipopolis, și execută pe mulți lideri care nu au vrut să-i deschidă porțile atunci când el a sărit împotriva latinilor. Deci cucerește și cetatea Stenimahos de lângă Plovdiv, adică Asenovgranul de astăzi. În 15 ianuarie 1206 Ioniță începe o nouă campanie militară. Iată ce spune mareșalul Geoffroy, francez, dar mareșal al armatei latine de Constantinopol. Citez: Ioniță, regele Vlahiei și al Bulgariei, care era tare puternic și plin de averi, n-a stat degeaba, ci și-a făcut rost de o mare trupă de vlahi și cumani. Iar când a fost la 3 săptămâni după Crăciun, i-a trimis pe aceștia în ținutul Romaniei, ca să le dea ajutor celor de la Adrianopole și celor de la Dimot. Când spui Dimot, Dimot este de fapt localitatea, orășelul Didimotico, care se află pe drumul de la Orestiada către Alexandropolis din drumurile
balcanice de astăzi, este un drum important și foarte frumos. Acum, deci, Dimotul este Didimotico de astăzi. La 31 ianuarie Ioniță, 1206, cucerește cetatea Rusion. Rusionul este Cheșanul de astăzi, situat pe Via Ignatie, adică pe drumul care făcea legătura dintre Constantinopol și Salonic. Cheșanul este foarte important și pentru drumurile noastre turistice, pentru că dacă vrei să ajungi la Ceanacale cu mașina, e aproape obligatoriu să treci prin Cheșan, adică prin cetatea Rusion, aflată cândva în mâinile românilor, pe timpul Ioniț. Garnizoana condusă de Tieride Termont a fost masacrată, iar românii și cumanii s-au retras după ce au capturat multe din muscai și cămăși de zale. Împăratul succesor al lui Balduin la Constantinopol, Fratis, se numește Henri de Hainaut sau Henri I-ul, scrie: și-a rostuit o mare parte din vlahicumani și greci și a pătruns în România, iar cele mai multe cetăți s-au dat de partea lui și toate castelele. Și avea atâția oameni de te minunai. A jefuit toată zona din vest de Constantinopol, care nu urma să fie anexată țaratului româno-bulgar. Tracia și Macedonia nu au fost jefuite, pentru că erau teritorii care intrau în componența statului său. Deci duce o campanie numărul 2 între ianuarie 1206 și martie 1206. În campania numărul 3 din august 1206 cucerește cetatea Didimotico și în martie 1207 declanșează campania numărul 4. Ce se întâmplă? Mai avem iarăși, vreau să vă dau, timpul a rămas foarte scurt, un citat scris de un împărat al Constantinopolului. Este vorba de Henri I-ul ăsta, care la începutul lui august 1207 ajunge cu armata sa a la pie de la montagne de Vlahi, adică la poalele munților Vlahii, la o cetate denumită Aulin, posibil lângă Gorna Alexandrovo de astăzi, pe drumul către pasul Vârbița, care deschide calea către cetatea Preslav. Deci este vorba de drumul de la sud către nord, în extremitatea estică a Balcanilor. Dar împăratul ăla spune cu gura lui, de la Constantinopol, și știa că avea o armată de oinși care îl consiliau, că a ajuns la poalele munților Vlahiei. Deci așa se numeau balcanii atunci. Latinii au cucerit cetatea și au încercat trecerea mai departe, dar trecătorile erau bine păzite de vlahi. Deci de vlahi erau păzite trecătorile, nu de bulgari, de vlahi. La începutul lui septembrie 1207, Bonifaciu de Montferrat, acest tip odios după părerea mea, intră în tratative de pace cu Henri pentru un acord de luptă împotriva lui Ioniț. Acesta nu s-a mai produs, pentru că Bonifaciu a fost ucis la 4 septembrie 1207 în localitatea Misinopolis, pe drumul de întoarcere de la Chipsela, unde avusese întâlnirea cu împăratul Henri. Relatările spun că 200 de călăreți de lui Ioniță l-au așteptat și l-au ucis cu săgeți. Capul i-a fost tăiat și a fost trimis lui Ioniță. După moartea lui Bonifaciu, Ioniță s-a îndreptat spre Salonic să-l cucerească. De la 1185 până la 1207, Salonicu a fost sub stăpânirea normanzilor. Deci în momentul ăla Salonicu era sub normanzi. Vreau să vă spun că, din păcate, la acest Salonic se întâmplă un lucru regretabil. Ioniță și instalează tabăra la Langada. La vest de oraș, pe râul Galicos, s-a instalat tabăra lui Manastras. Era un conducător al cumanilor aliați, care conducea cumanii, cazarii, rușii și alanii aliați cu românii și bulgarii în demersul lor de a cuceri Salonicu. În noaptea dinaintea asaltului, care sigur ar fi avut succes, Ionița a fost rănit cu lancia de un călăreț pe un armăsar alb. Ionița a fost convins că acesta a fost Manastras.
Acuzat de aceasta, Manastras a fugit cu oastea sa de cumani. După câteva ore, Ioniță moare. Grecii scot o legendă pe stilul lor grecesc, precum că ar fi fost omorât la 26 octombrie de Sfântul Dumitru pe un cal. Da, a fost omorât de Sfântul Dumitru. Deci Sfântul Dumitru, care era și el tot român, nu putea să o omoare, după părerea mea, un român, pe un cal alb. Astea sunt niște legende ale grecilor. Se pare că asasinatul s-a desfășurat la îndemnul complotiștilor de la Târnovo, conduși de Borila și nevasta lui. Borila era fratele la sora mai mare a lui Ioniță. Trupul lui Ioniță a fost îmbălsămat și dus la Târnovo. Timp de 750 de ani nu s-a știut de mormântul lui. În 1972 s-a descoperit lângă Biserica Sfinții 40 de mucenici din Târnovo un mormânt cu un numerotat 39, în inventarul căruia se afla un inel sigilat de aur de 23,7 carate și 61,75 grame decorat cu o felină. Era un link sau un râs și având inscripția Caloianov, precum și butonii acestuia. Scheletul avea 1,90 metri lungime, vârsta 35-40 de ani. La 18 aprilie 1207, osemintele au fost reînhumate cu serviciul religios al mitropolitului Grigorie de Târnovo și al președintelui Bulgariei Gheorghe Pârvanov. Se pare că totuși, ca și frații săi, nu se știe totuși unde este mormântul. Ioniță Caloian este fără doar și poate un simbol, nu neapărat al statului care la ora actuală și are teritoriile acolo unde Ioniță și-a desfășurat cea mai mare parte din activitate, dar este, după părerea mea, un mare român. Faptul că nu se sfiește și din contră se mândrește că a fost român, faptul că are multe scrisori de corespondență cu papa, faptul că regi și împărații spun că era Vlah și că țara lui se numea Vlahia, trebuie să ne facă să ne gândim că acest personaj trebuie recuperat pentru istoria poporului român. Trebuie să ne facă să ne credem că noi aici la Giurgiu am făcut parte din armatele sale victorioase care se duceau să se bată lângă Constantinopol, care cereau Sereșul și Cheșanu și tot Balcanul până în Tesalie. Este un personaj mare, este un personaj gigantic, după părerea mea, este un personaj care aparține și de istoria românilor, nu numai de a bulgarilor, sau în primul rând de istoria românilor, și trebuie neapărat recuperat și pentru români. De fapt, nici nu trebuie să dăm noi din gură să spunem că trebuie recuperat pentru români, pentru că orice român care citește o scrisoare de-a lui care îl spune că este român cu papa devine mândru. Vă mulțumim, bună seară, pe data viitoare.